În urma solicitării pe care am făcut-o în cursul zilei de ieri pentru Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru că trebuie să clarificăm o treabă. Nu discutăm numai de unitatea teritorială administrativă a municipiului Ploiești, ci discutăm de două unități teritoriale administrative, municipiul Ploiești și Bucov, pentru că Parcul Bucov este într-adevăr în proprietatea municipiului Ploiești, dar este pe unitatea teritorială administrativă a comunei Bucov. Drept pentru care nu este de competența municipalității să poată lua o decizie la nivelul celor două unități administrative teritoriale. Totuși astăzi am convocat acest comitet și în urma deciziei luate de către comitet s-a stabilit ca să înaintăm propunerea de declararea stării de alertă, având în vedere faptul că în momentul de față municipiul Ploiești nu are un contract de delegare acestui serviciu sau nu are o achiziție pentru prestarea serviciilor respective, deși municipalitatea a trecut printr-o procedură de achiziție, dar care încă nu s-a finalizat cu un contract, existând niște contestații, lucruri care sunt dincolo de posibilitatea municipalității de a face ceva concret. Există, bineînțeles, posibilitatea unei proceduri atunci când apare o situație deosebită, da? Să poți să, când se declară o astfel de situație, să poți uzita de anumite prevederi ale legii achizițiilor publice până când se soluționează contestațiile respective. Contestații pe care nu putem să le apreciem, pentru că deciziile nu mai sunt la nivel de autoritate locală, ci sunt la nivel de instituții care vor gestiona contestațiile.